Azi luăm întrebarea care dă cu semne de întrebare și vedem cum răspund românii la întrebarea săptămânii. Multă lume se încurcă, multă lume nu prea știe. Cine a scris Tatăl nostru? Sincer, nici eu nu știu, dar îl spun. Și am crescut în biserică. Spre rușinea mea nu am nu. Nu puteți să-i dați. Nu, dar spre rușinea mea. Hai că Luceafru a fost scris de Eminescu. Da, așa e, da. Am din copilărie, eu încred. Păi și Tatăl nostru, Doamne. Nu știu. Sfânta Scriptură, nu știu, Dumnezeu, nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Sunt brava minunată, Alexandru ăsta, Sadoveanu. Bine că știu toți scriitorii români, bineînțeles, nu sunt chiar dacă am 8 clase, cunosc puțină literatură, dar bine, dacă Tatăl nostru zic mereu, dar uitați că nu m-am gândit la așa ceva, l-a scris autorul, adică Iisus Hristos sau Maica Domnului sau, eu știu, fariseist. Dacă ar fi fost să dați un răspuns, ce aș fi spus? Nu știu, Maica Domnului, hai să zic, Maica sa. Cine a scris Tatăl nostru? Tatăl nostru. Tatăl nostru? Știu cine l-a scris. Dumnezeu, da. Copie. Cine? Păi eu știu cine a făcut primele manuscrise bisericești, Petru și Pavel, Sfinți Apostolii Petru și Pavel, cred că au scris. Nu vă aveți idee? Nu am idee. Am găsit în toate cărțile religioase vechi, religie noi n-am făcut pe timpul ăla, deci nu avem cum să știm. Sau Sfântul Apostol ăsta și Evanghelist Matei, că și el are multe de-astea bisericești. Hai, măi, Doamne. Nu. Cine a scris Luceafru? Mihai Eminescu. Amintiri din copilărie? Ion Creangă. Și ce a scris Slavici și Octavian Gură, ce? Rău, ceea ce vreau să vă întreb eu este, cine a scris Tatăl nostru? Nu știu. Dacă ar fi să vă dați cu presupusul, că văd că știți așa în general. Bănuiesc că este din folclor sau... Tot timpul aveam pe ceva, dar niciodată nu scria un autor. Nu știu. Pe cine bănui? Pe nimeni. Eu nu. Am nicio bănuință. Nu zic asta, zic că n-am nicio bănuință. Știu, tata, nu să vi-l spun. Nu, cine l-a scris, păi știu și. Am mai uitat de asta. Cine credeți că l-a fi scris atunci? Este și gen moș strămoș, cum se spune, din cărțele sfinte, cum se zice asta. Știința asta, adică ortodoxia asta, știți? Dar nu știți exact. Nu. Tatăl nostru, cine l-a scris? Întrebarea săptămânii n-a fost ușoară, se pare că și răspunsul la unii dă cu semne de întrebare.